moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Artur Crăciun, 6 Constantin Bogdan, 8 Eugen Sidorenko, 9 Maxim Antoniuc. Rămâne să vedem ce echipă va avea lovitura de start. Milsami va juca în echipament roșu, de partea cealaltă Gazdele într-un echipament de culoare albă. Valeriu Makritski a avut o bară. Se putea încheia acel meci 2-2. Acum fratele său, Andrei, încearcă să centreze bine. Mâțu iese și culege balonul. Jocul este unul în ritmul diviziei naționale, ritm deocamdată bun. Încearcă cele două formații. Atac al celor de la Milsami. Prinde Celeadnic. Atac al celor de la Milsami în fața porții. Celeadnic cu emoții. Ambros cu spatele. Ambros însă trece în cele din urmă, se demarcă Pairele, este liber și Andrei Makritski. Vladimir Ambros îl preferă pe Pairele, liber la marginea careului. Pairele intră în careu, Pairele încearcă o fază frumoasă. Mingea trimisă în corner în cele din urmă. Valeriu Makritski. Călugher, Melachiu este liber, îi se poate pasa, este preferat. Acum un șut. Faza continuă, mingea rămâne în careu, Vadim Pairele, o centrare, însă resping fundașii lui Milsami. Din partea lui Romeo Surdo, ultimul a avut un conflict cu conaționalul său, Cristi Bud. Și în mod normal au fost, deși pe rând, ambii îndepărtați de Adrian Sosnovski. Eugen Sidorenko este în careu. Sidorenko respinge Celeadnic. Intervenție bună portarului de la Pet. Încearcă să construiască cu migală atacurile. Destul de atent. O fază poate decide o astfel de confruntare. Cu puține ocazii de poartă. Melachio nu se dă picior ridicat. Vlad Ambros. Vlad Ambros din prima pentru Dan Taras, poate să șuteze Taras, resping orheienii. Milsami se apără în aceste momente, Ambros are adversari în fața sa, colegul de la Național, Andrei Cojocar, Melachio, iată mingea depășită de mai mulți jucători, degajează Crăciun, Vadim Călugher, șutează, însă în brațele Radu Mâțu. Călugher a trecut și el pe la Milsami. Greșită aruncarea lui Mâțu. Aproape de o recuperare, Pairele, și iată ce fază interesantă! Gol! Extraordinar! Pairele deschide scorul! 1-0! Golul 5 pentru Vadim Pairele în divizia națională. Milsami scapă un gol și iată ce bucurie extraordinară pentru Petrocu. Totul a pornit de la aruncarea greșită a lui Radu Mâțu, recuperarea, apoi o altă greșeală a unui fundaș și Vadim Pairele, care practic și-a făcut singur acest gol. Petrocu Milsami 1-0, gol marcat de Vadim Pairele. Urmează centrarea, Celeadnic, emoții, resping gazdele. Pairele așteaptă mingea, respinge Bogdan Rozgoniuc. Ambros, iată cât de elegant, Vlad Ambros, extraordinar, prinde Radu Mâțu, ce fază reușește Vlad Ambros. Pusă în dificultate, ocupanta locului 2, acum o pasă, șut, respins, se opune Melachio. Foarte nervos și Lilian Popescu în aceste momente, discuții cu, cred că unul dintre secunzii lui Vyacheslav Rusnak, nu cred că are nevoie Popescu de așa ceva, poate fi suspendat dacă va continua să fie extrem de nemulțumit. Însă din nou, iată, se duce și încă o dată, acum se îmbrățișează cu Vyacheslav Rusnak, cred că acest moment este mult mai plăcut, pe care avem ocazia să chiar îl surprindem. Ursul Makritski, iată cât de inteligent pentru Rozgoniuc. Iată, pase din prima. Rozgoniuc încearcă să tragă la poartă pentru că avea mingea care îi venea bine. Este Ambros. Toate mingile îl caută pe acesta, liderul din teren. Urvanțev. Urvanțev. Mingea este în teren, faza continuă. Ambros din prima. Se opun și de data aceasta.
bucuria celor de la Petrocub, care obțin cu această ocazie succesul 5 în divizia națională în acest sezon, iar în aceste momente jucătorii gazdelor salută spectatorii veniți în număr mare la Princești. Un meci cu scântei, un meci foarte și foarte încrâncenat. MOLFUTBOL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.